Orice ce înfruntăm ne face mai puternici și asta ați verificat-o fiecare. Și cine fuge de aceste evenimente și se duce într-o plăcere egocentristă, nu face decât să-și pervertească interiorul și să-și transforme viața dintr-una virtuoasă într-una vicioasă. Stresul, mai ales, a devenit astăzi un mijloc de trai, pentru că nu mai putem trăi fără el. Toți suntem în lumea vitezei, umblăm cu device-uri. Vreau să fac ceva nou când apare un câine și latră. Ce pot să fac nou? Dacă cortexul prefrontal nu funcționează, eu n-am idei. Nu știu ce să fac, nu pot să ies de aici, sunt blocat, sunt străfulgerat. Și aceste traume apar prin mai multe reacții comportamentale, mai exact la unii dintre noi apare prin mâncatul excesiv, la alții apare prin diminuarea poftei de mâncare, la alții apar la probleme de insomnie sau probleme de somn sau nu pot dormi repede. Toți aceia care trăiesc în virtuți și știu să gestioneze durerile, suferința, problemele, îngrijorările, devin regi. Primul aspect este o respirație care a fost inventată de acest doctor Andrew Weil, un american care a stat prin India ceva ani de zile și acolo a văzut că ăia nu au probleme neurodegenerative. Ne face mai calmi, mai avem ieșiri nervoase, e ca porumbelul celălalt de aici, care vine cu ideea. Readuce starea de echilibru a sistemului nervos și orice ce fac nou, creierul lucrează. Se expansionează impulsurile nervoase care se numesc dendrite, circulă mai bine fiziologic funcția neuronală și ne îmbunătățim performanța mentală. Sunt multe, multe carențe care vin din cauza nutriției. În principal, magneziu, care apar simptome depresive, confuzie, anxietate, iritabilitate, halucinații, tulburări la nivel muscular sau articular. La revedere!